Ședința la care au participat reprezentanții școlilor din Cernavodă și cei ai primăriei a durat aproximativ 2 ore. Astăzi am răspuns invitației domnului primar pentru o discuție legată de bugetul pentru școli, pentru învățământ, pentru anul 2013. A fost o discuție de principiu, exploratorie, am văzut ce așteptări are domnul primar, am văzut care sunt limitările bugetare pentru anul acesta. Deși anul 2012 nu a fost prea darnic în ceea ce privește bugetul pentru școlile din oraș, directorii unităților de învățământ din Cernavodă rămân optimiști. Noi sperăm să fie mai bun pentru că ne dorim investiții în fiecare an și luând în considerație și criza financiară, sperăm totuși într-o mică îmbunătățire. Pe raza orașului Cernavodă există în acest moment 5 unități de învățământ și anume Liceul Tehnologic Axiopolis, Liceul Anghel Saligny cu clasele 1-12, Școala Generală numărul 1, Școala Generală numărul 2 și Școala Generală Mircea Eliade.